găsit, oameni buni, la emisiunea Săptămâna la Bani Mărunți, împreună cu, pe care o realizez împreună cu Adrian Zvâncă, care, în particular, așa fie spus, mai este și consilier județean din partea Pro-România. Bun găsit, Adi! Subiectele din această săptămână sunt diverse. Hai să începem cu Oancea versus Ceh, versus Complexul Energetic Hunedoara. În primul rând să-i salutăm și noi pe telespectatori. Bună ziua și ție, bună ziua și telespectatorilor. Da, un subiect care stă așa fierbinte de o ceva perioadă de timp, de când a fost greva minerilor, în care ambele părți au dreptate, doar că dreptatea se frânge undeva la mijloc. Pentru că și cetățenii din Deva au dreptul să aibă apă caldă, dacă plătesc acest serviciu, și problema minerilor este o problemă reală, și faptul că nu se dă producție la Ceh nu este, să spun neapărat, vina lor. E o vină la fel cum cam peste tot se întâmplă, e vină de sistem, e vorba de ani de zile în care nu s-au făcut investiții. Chiar am un prieten care lucrează inginer la mine și mi-a spus că de multe ori se întâmplă să aibă 5 muncitori în subordine și 2 lopeți ca să curețe sub benzi. Deci ajunge așa într-o zonă de hilară situația Cehului. Și noi așteptăm să se întâmple minuni și să se extragă mii de tone de cărbune. Problemă de management, care este dus așa de ani de zile și care cred că rezolvarea nu este neapărat în apanajul Cehului, ci mai mult în găsirea unei soluții la nivelul primăriei de Van, așa fel că există aici, alternativă la încălzirea pe cărbune. Din punct de vedere economic, ok, putem să vorbim foarte mult și o să și comentăm un pic, că avem mult timp la dispoziție, o să și comentăm un pic, dar mai mult e vorba de o chestie de imagine a primarului Oancea. E vorba de un pic de furtună într-un pahar cu apă, creată de Florin Oancea, primarul Devei, în sensul că el oricum își bagă, el la el acasă își bagă centrală termică pe gaz, dă drumul la calorifere electrice, nu e nicio problemă. Am fost eu în primăria Deva și erau acolo 200 de calorifere electrice pe toate etajele, nu e nicio problemă, nu mori de fric sau de foame. Problema este că se cațără și el pe trupul muribund al acestei instituții Ceh, compania energetică Hunedoara. Sigur că situația acestei companii a ajuns în acest stadiu în urma unor multor greșeli și lucruri reprobabile care s-au întâmplat pe parcursul anilor la această companie. Companie devalizată de partide, oameni politici și prin oamenii care au lucrat acolo, care au fost numiți politic, cum bine știm, toți șefii, șefuleții din compania Huilei Petroșan au fost numiți politic, începând de la director general, terminând cu ultimul șef de sector Amărât, din fundul tunelului, toți au fost numiți politic, nu pe criterii de performanță. Mai mult decât atâta, și proasta gestionare, așa cum bine spui, a resurselor, pentru că acele resurse întotdeauna s-au dus către banii cash, la buzunarele angajaților și a șefilor, da? A condus la această stare de insolvență perpetuă aceste instituții din Petroșani. Bun, nu sunt de acord în totalitate cu tine. Nu cred că, ținând cont că paharul cu apă este orașul Deva și Oancea este primarul orașului Deva, îi dau în totalitate dreptate să facă acest lucru. Timp ce el plătește facturile pentru termoficare, cetățenii trebuie să aibă termoficare. Da?
Bine, probabil consider că n-a plătit ceea ce n-a beneficiat. Păi, probabil că a plătit. Când a beneficiat, a plătit. Acum, ideea este că în momentul în care faci un angajament pentru un serviciu, trebuie să și prestezi serviciul respectiv. Da? E ca la telefonie. Degeaba faci un abonament, nu plătești nimic, dar n-ai nici serviciul respectiv. Oamenii au nevoie de acel serviciu, serviciul trebuie dus la îndeplinire, mai ales că este o chestie vitală, nu este o chestie, e vorba de calitatea vieții, nu e vorba de vreo chestie așa, să spun, de un exces sau ceva care, chiar e chestie care e la baza calității vieții, da? Partea de încălzire. Eu îi dau în totalitate dreptate primarului Oancea, dar, exact cum ai spus, ai dreptate în privința cehului care de ani de zile merge într-o direcție proastă, a mai fost salvat acum încearcă să-l salveze din nou, a mai fost salvat în urmă cu, nici nu știu, cred că sunt 4 sau 5 ani. Da? În timpul ăsta, de când s-a creat nou complex, s-au acumulat 100 de miliarde din ce știu eu, 100 de miliarde datorii, plus ajutorul de stat, care e undeva în jur de 100 de milioane de euro din ce... Mă rog, din ce informații, n-am informațiile 100% corecte, sunt ceea ce am citit și eu pe fluxurile de presă. Foarte mulți bani cheltuiți într-o luptă care nu știu unde duce. Cred că ar trebui găsite alte soluții și legat de ce și să vedem unde, sau mă rog, cum putem asigura protecția socială a acestor angajați și să vedem dacă într-adevăr este rentabil, dacă este strategic, cărbunele și important din punct de vedere strategic. Dacă este important din punct de vedere strategic, că atunci a găsit o, deși nu știu dacă legislația europeană ne mai permite să facem așa ceva, să găsim un mod de a-l subvenționa, dar în așa fel încât să fie pus într-un management echilibrat. Pentru că a face o nouă societate care va duce din nou la subvenția asta mascată prin datorii la stat, nu duce niciunde. Da, cărbunele din punctul meu de vedere este strategic pentru România și este strategic pentru că este cea mai echilibrată metodă de a obține curent electric, nu? În condiții dificile, în condițiile de secetă, știm foarte bine hidrocentralele și chiar nucleară electrica nu pot funcționa, pentru că nucleară electrica se răcește, reactoarele se răcesc cu apă din Dunăre, nu? Care Dunărea, dacă scade ca nivel, se oprește și centrala, hidrocentrale se opresc. Când e întuneric și înorat, fotovoltaicele nu dau randament, când nu bate vântul, eolienele stau și uite așa ajungem, da, să fim nevoiți să apăsăm pe un buton care să pornească niște termocentrale, nu? Care termocentrale sunt strategice, părerea mea. Acum, sigur, există un program al Comunității Europene prin care se vor închide toate centralele pe cărbune și până în anul 2035 sau ceva de genul. Da? De asta spun, nu știu cât de rentabil mai este și viabil în același timp să se investească acum în cărbune. Eu, dacă aș fi fost la conducerea Comunității Europene, probabil că aș fi găsit o modalitate prin care să pot produce și curent și pe bază de cărbune, nu? Sigur, cu centrale performante, centrale de producție a cărbunei, de producție a curentului, termocentrale performante, cum avem deja la Paroșeni, este una în care s-au investit multe sute de milioane de euro. Nu știu ce se va întâmpla cu ea, că dacă tragem poblonul și acolo, ce se va întâmpla cu banii și cu investițiile, cu japonezii, cu... Bun, aici cu primarul Oancea, sigur, dacă n-a beneficiat, probabil că nici n-a plătit, așa că el, sigur, are un contract cu de beneficiu apă caldă, căldură al orașului Deva, dar aici ne învârtim tot așa în jurul cozii. Și furtuna într-un par cu apă, părerea mea că e bine, a fost o afirmație bună din partea mea, pentru că el știe foarte bine care este situația acestui mamut ceh.
El știe foarte bine, mai ales că el cere demisia unora care sunt coleși de partid. Asta e o chestie, nu știu, o vezi ca o indisciplină de partid sau? Nu neapărat. Să zic, directorul general al CEH a venit mai nou în PNL, el a fost pus în funcție de PSD, nu știu cât de puternic este liantul între el și PNL. Special e membru... Da, administratorul special e membru, dar nu cred că administratorul special e cel care se ocupă tehnic de conducerea complexului energetic. Poate are un rol mai mult de, până la urmă, administrator, nu are un rol efectiv de conducere executivă a complexului. Cred că directorul general este cel care și probabil lui se și cere, să spun, sacrificiu. Dar... Bun, acum în gura târgului vorbește că se pregătesc mișcări tot așa subterane, tot din punct de vedere politic este și acest scandal, este creat, așa cum am spus, în urma unor interese politice, se pregătesc alte personaje să devină, să ia locul domnului Dioane. Ai auzit ceva în sensul ăsta? Păi acum există un nume care s-a vehiculat de ceva timp, cred că și în urmă cu un an, tot același domn era, să zic, în fruntea listei pentru a deveni nou director general. Nu știu exact dacă e fezabil sau nu e fezabil, pentru că și Sami Dioane are, să spun, bază destul de consistentă și o susține destul de consistentă pentru a rămâne în continuare director general. De altfel, să spun, chiar cu toate ostilitățile din partea lui Lucian Hăiuș, care era la momentul respectiv președintele PNL, i-a cerut public demisia și nu a reușit să-l schimbe din funcție. E o nouă situație similară. Să vedem dacă Sami va reuși să treacă și de data asta cu bine prin încercări. Mai ales că sunt la partea Sultanului de la București, de la minister, sunt o grămadă de delegații mai mari, mai mici și zilnice sau săptămânale. Da, am înțeles că sunt o parte din liberali, sunt pe la București și se încearcă... Liberalii din zonă, că... Până la urmă este și normal, pentru că se creează un nou complex energetic și trebuie purtate discuții și discuțiile... Ministerul nu poate hotărâ de unul singur cum se va structura acest complex energetic și ar fi bine să se structureze pe baze economice, nu cum a fost structurat cel dinainte, pentru că îți amintești bine, la acest complex energetic cu Nedoara, care a ajuns în situația în care este acum, decizia prin care au fost alese minele, au fost în fiecare oraș să rămână o mină. Nu cele care sunt cele eficiente din punct de vedere economic. Mina Paroșeni, care era una dintre cele mai bune mine, din care se investise, la fel cum știi și tu, foarte, foarte, se investise foarte mulți bani până atunci și care avea într-adevăr și niște, din ce știu eu, era chiar, cred, singura care era, să spun, la limita profitabilității, deci nu mergea pe pierdere, oscila așa între profit și pierdere, deci era cea mai bună mină, a fost închisă. Deci au fost luate decizii total, cum să spun, aiure. Ilogic, legat doar strict politic, electoral sau, mă rog, mai puțin social. Și ăsta a fost rezultatul. Și acum, dacă vor încerca într-un fel să găsească niște soluții care să ducă la un complex economic care să reușească să rămână la limita profitabilității, să nu intre pe pierderi, eu zic că ar fi o soluție. Dar vreau să spun, uite, legat de termoficare, în Deva există problema asta, da, cu termoficarea, pentru că termoficarea nu este efectiv obiectul complexului energetic, o termoficare este, să spun, un venit colateral care vine în plus la acest complex energetic. Paradoxul este că exact în Valea Jiului, da, unde a existat un sistem puternic de termoficare, exact aici acest produs nu se vinde. E surprinzător. Din ce știu eu, nu cred că mai este niciun oraș care să aibă termoficare sau termoficare este așa la câteva procente din ceea ce înseamnă încălzirea într-un oraș. Bun, termoficarea este un produs secundar al unei termocentrale.
Termocentrala, practic, scopul ei este să producă curent și din producția de curent trebuie răcite niște instalații din termocentrală și în urma răcirii acelor instalații rezultă o apă fierbinte care se folosește complementar la încasările termocentrale, în sensul că termocentrala încasează odată bani din producția de curent și odată bani din producția de apă caldă. Acum, după câte știu eu, în Petroșani s-a cam terminat cu termocentrala, cu termoficarea, în sensul că s-au și tăiat conducte, s-au devastat. Deci nu, greu cred că se mai poate pune pe picioare o termoficare. Da, asta spun, și patriotismul ăsta local și faptul că anumiți oameni se bat cu cărămida în piept pentru ceh, dar tot aceiași oameni, atunci când a fost să ia decizia de a renunța la termoficare, ceea ce ar fi adus niște venituri, nu substanțiale, trebuie să recunoaștem, dar niște venituri suplimentare zonei de minerit, nu au stat prea mult pe gânduri ca să taie țevile și să găsească soluția alternativă pe gaz. Acum, din câte înțeleg, Deva are o termoficare funcțională, apă caldă să fie, că ei au tot ce le trebuie, nu? Că altfel nu cred că s-ar fi ajuns la asemenea polemici între liberalii din Valea Jiului și liberalii din Deva, nu? Asta ne arată și faptul că și acest partid este compus din aripi și aripioare și tot felul de grupuri și grupulețe. Sigur, mai mult sau mai puțin create pe criterii de influență și de interese. Bun, acum ce ar mai fi de spus la toată povestea asta este că în final economia românească pierde. Orice s-ar întâmpla, sigur, nu sunt bani de investiții, de aici rezultă faptul că nu este producție, nefiind producție nu sunt bani de salarii și uite așa, e un cerc vicios în care să vedem dacă noua structură care urmează să se constituie va face să va rentabiliza cumva într-o oarecare măsură această activitate. Acum tot pe surse, așa să spunem, eu știu că există, sau să, mă rog, se fac pași legislativi în Deva pentru a se renunța treptat la această termoficare și cred că e ultimul an când vor mai exista probleme de genul ăsta, pentru că deja cei care lucrează în acest domeniu al energiei se ocupă să facă cadrul legislativ în așa fel încât oamenii să poată să-și monteze centrale pe gaz. Da. Următorul subiect care este pe ecranele tuturor televizoarelor este scandalul AstraZeneca, un scandal în plină pandemie, un scandal care vine pe buza valului 3 al pandemiei cu coronavirus. Ce părere ai de această poveste cu AstraZeneca? E total discutabil, pentru că informațiile sunt destul de subțiri, cele care vin. Vaccinurile au fost făcute pe viteză maximă și este normal să apară, sau nu este normal să apară, dar era de așteptat. Este explicabil. Da, este explicabil să apară și erori de genul ăsta. Să spun, nu a fost impactul, sau mă rog, șansa mare a fost că nu au fost foarte multe victime în România legate de aceste vaccinări cu AstraZeneca. Cel puțin nu știu că să existe victime cu o legătură directă între vaccinare și păi, se pare că ceva victime există din moment ce a izbucnit scandalul și în România. Nu au fost efectiv decese înregistrate în urma acestor vaccinări. Reacții adverse, într-adevăr, foarte puternice. Am avut și eu prieteni chiar într-o formă, într-o condiție fizică foarte bună, nu în vârstă, până în 40 de ani, care au avut reacții adverse foarte agresive.
faptul că totul s-a desfășurat atât de rapid a dus și la aceste derapaje. Asta e punctul meu de vedere. Acum, legat de ce se va întâmpla ulterior cu efectele acestor vaccinuri, vom vedea, pentru că e posibil și celelalte vaccinuri să aibă efecte care nu ne apar chiar în momentul ăsta. E greu să pui în balanță unde e echilibru între vaccinare. Bun, acum, dacă este să mă întreb pe mine, întotdeauna un vaccin are un, și un semn de întrebare, în coadă are și un semn de întrebare și, bun, pe vremea când eram noi copii, ții minte, la școală, ne vaccinau cu tot felul de lucruri, că nu-i habar la fără să ne întrebe. Fără să ne întrebe, ne-a încolonat, ne-a linia și gata, ai la vaccin. Toată lumea la vaccin. Te înțepa acolo cu tot felul de ace, cu tot felul de, că nu erau ca pe vremea asta cu mănuși, n-aveau, da, erau ace din alea care se fierbeau, nu erau ace de unică folosință, dacă te aduce aminte, erau ace care se fierbeau cu, în abur și se, așa se sterilizau și uite că am crescut și... Apropo, te-ai vaccinat? Nu m-am vaccinat pentru că nu mi-a venit rândul. Când mi-a venit rândul, am spus și în alte emisiuni, în alte și cu alte ocazii, sunt pro-vaccinare, o să mă vaccinez, da, dar mă voi vaccina cu un tip de vaccin care există pe piață, dar, mă rog, o să refuz vaccinarea până când va fi disponibil acel vaccin cu care doresc să mă vaccinez și, da, mă voi vaccina. Mă voi vaccina, pentru că, până la urmă, bine, m-a ferit Dumnezeu până acum să mă îmbolnăvesc de coronavirus. În jurul meu, multă lume s-a îmbolnăvit. Unii mai grav, alții mai puțin, dar m-a ferit Dumnezeu până acum să mă îmbolnăvesc. Nu mi-e frică nici de boală, nici de vaccin. Am ajuns la un echilibru filozofic, să spun așa, în care chiar nu am vreo reținere în a mă vaccina. Da, mă voi vaccina. Bun, revenind la vaccinurile astea, cele două vaccinuri cu care s-au început vaccinarea în România, de la Pfizer și Moderna, sunt niște vaccinuri create în jurul unei noi filozofii, care de fapt e nouă, dar nu pusă în aplicare, pentru că se discută de această filozofie a RNA-ului mesager, se discută de vreo 20-30 de ani, după cât am înțeles, de prin anii 90, se discută de această posibilitate de a injecta un ser care să învețe corpul să se apere împotriva inamicilor externi, inamicilor virus, da? A fost pusă în aplicare abia acum această filozofie și se pare că este o filozofie de succes, pentru că iată și reacții adverse se pare că sunt foarte blânde și cu un astfel de tip de vaccin mă voi vaccina și eu. Restul de vaccinuri care sunt pe piață, ca să aduc aminte și de vaccinul rusesc care prinde mare viteză, este un vaccin clasic, dar care, mă rog, are anumite caracteristici care sunt foarte sunt de așa natură încât imunizarea se face foarte eficient, imunizarea corpului se face foarte eficient, dar să spun că sunt variante la AstraZeneca. AstraZeneca se pare că are nevoie de o perioadă de testare și o perioadă de îmbunătățire. Părerea mea că la câte vaccinuri sunt acum pe piață, AstraZeneca poate să mai aștepte un pic. Nu? Și în final, cred că așa se va întâmpla. Sunt din ce în ce mai multe state din Europa care au stopat vaccinarea cu AstraZeneca. Și cred că până la urmă și România va ajunge să se ia hotărârea de a stopa vaccinarea cu AstraZeneca. Bun, ăsta este scandalul momentului.
Acum, hai să vorbim puțin și de valul 3 al pandemiei. Se pare că, nu știu, mutațiile suferite de virus, mutațiile din Brazilia, din Africa de Sud, din Australia, din, mă rog, și alte zone, acele mutații au concurat la apariția acestui val 3. Tu ce părere ai? Odată aceste mutații care am înțeles că fac virusul mult mai contagios și în al doilea rând știm că astea sunt perioadele când și gripa sau răcelile care sunt cumva asociate sau similare acestui tip de pandemie tot în această perioadă sunt mai frecvente. Cred că aceste două lucruri împreună au făcut să fie această creștere și pe de altă parte să recunoaștem că și o slăbire a autorităților în ultima perioadă, pentru că ne-am obișnuit deja cu acest mod de a trăi, autoritățile au început să lase lesa din mână. Chiar cu ceva timp în urmă cu două săptămâni, chiar mă uitam pe geam, cam să spun, văd pe strada principală și vedeam mașina de la jandarmerie și de la poliția locală, cum mergeau pe stradă și urmăreau pe cei care nu aveau mască, da? Și eu vreau și îi amendau. Ce mi s-a părut un lucru foarte, foarte bun, pentru că până la urmă portul măștii e prima barieră împotriva virusului. Ei, de ceva timp, și a spune că e vorba de vreo, cred că o lună, două, nu se mai întâmplă acest lucru. Vezi o grămadă de oameni fără mască, îi vezi în spații publice, nimeni nu se mai nu mai are nicio problemă cu lucrul ăsta. Da și nu, pentru că eu văd că lumea în general poartă mască, sunt și cazuri izolate în care nu se poartă, dar în general pe stradă lumea poartă mască. Și de asta mă întrebam, zic, lume, prima oară a zis să păstrăm distanțarea, să ne spălăm pe mâini, să cu tare, că n-a fost eficient, că să nu mergem la restaurant după ora 10 sau după ora 9, bun, se închid la 9 restaurantele, n-a fost eficient. A zis, dom'le, să purtăm mască și acasă, și pe stradă, și în somn, și toată lumea poartă mască, bine, sigur, cu excepțiile de care vorbeai, da, uite că nu este eficient. Până la urmă, virusul își face treaba indiferent de ceea ce facem noi. Singura chestie care poate opri, părerea mea, este vaccinarea masivă, nu? Da, cu siguranță asta e soluția. Vaccinarea masivă. Acum din studiile care s-au făcut și din observațiile, mai bine spus, care s-au făcut, orice pandemie din asta a durat între 2 și 3 ani. Acum se presupune faptul că, uite, și pandemia de febră spaniolă din 1918-1919, nu? După 3 ani de zile a dispărut de la sine și pe vremea nu existau mari soluții medicale, știu, vaccinuri deosebite sau... Și uite că n-am mai... După logica simplă, ce nu te omoară te întărește. Exact. S-a creat de la sine un fenomen de imunizare de turmă, nu? Cine a murit, a murit, cine a trăit și cu asta. Așa, probabil că se va întâmpla și cu acest virus. Eu aștept cu nerăbdare, sunt un tip foarte curios din fire, aștept cu nerăbdare să văd ce se va întâmpla cu virusul. Va dispare înainte să împlinească 3 ani sau îl vom sărbători de 3 ani? Hai să vorbim despre un subiect interesant pe care îl văd cu agențiile de presă. Primarul Dominic Friță al Timișoarei, care a venit așa pe un val de, nu știu, de niciunde. Fără să-l știe nimeni, dar a ajuns primar. Nimeni, îl cheamă Dominic Friță, are și un nume așa de ciudat, exotic. Păi am înțeles că este chiar neamț. Chiar neamț, cetățean german, nu știu, la un moment dat se punea problema dacă ar fi, nu știu, este cetățean și cetățean român sau nu dau seama. Chiar nu știu, dar nu cred. Adică, nu știu, Comunitatea Europeană parcă permite cetățenilor străini să candideze sau nu știu. Nu pot să spun exact. Nu, nici eu nu pot să spun exact, dar cum necum a ajuns primar la Timișoara, foarte frumos acolo, un băiat tânăr, un băiat simpatic, dar care a venit de niciunde, cum bine spui, cu niște promisiuni, pe baza unor promisiuni.
că facem, că dregem, că o să fie, că o să dreagă, că o să facă. Bun. Acum agenția de presă zic că ajuns edilul, primarul Fritz s-a uitat rapid ce a promis. Pe care de consecință și-a angajat 6 consilieri personali și a înființat posturi de consilieri și pentru viceprimarii Timișoara. Da. Mai mult decât atâta, Fritz a anunțat că organizarea centrului de proiecte al municipiului Timișoara a fost modificată. Este vorba de instituția care asigură finanțare nerambursabilă pentru proiectele societății civile în cultură, educație, tineret, sport, mediu, implicare civică și socială. Centrul va avea numai puțin de 7 posturi, dintre care 2 vor fi de șefi, remunerați cu salarii de peste 10.000 de lei pe lună. Bun, a venit, când a venit primarul Fritz acolo, la Timișoara, un oraș foarte frumos, care urmează să fie, asta zic că e o chestie foarte interesantă, orașul Timișoara va deveni centrul capitală culturală europeană, nu? În care se vor investi, vor veni fonduri de sute de milioane și, da, va fi un an de zile de huzur. Un an de zile de cheltuieli, de cheltuieli de la primărie, de huzur. Și probabil că Germania l-a fi trimis pe Fritz în... Să cheltuie banii. Tu ce părere ai? Pe logică românească, așa ar putea gândi. Logica românească se pare că dacă încet, încet așa studiem ce se întâmplă și prin Occident, cam logica asta e cam peste tot în lume. Da, păi uite, se pare că numai nemții pot face cultură în România, pentru că și Sibiu, când a fost capitală culturală europeană, tot... Neamțul nostru a făcut acolo să facă să fie bine. Acum politica e politică. Voturile până la urmă nu le deține nimeni. Le dețin alegătorii și ei le-au încredințat lui Fritz pentru a ajunge primar. Nu putem noi să combatem acest lucru. Legat de promisiuni, legislația nu-ți permite să duci promisiunile la îndeplinire așa cum ar dori electoratul sau jurnaliștii, pentru că există, să spun, un ciclu legislativ destul de greoi în România și de regulă proiectele pe care le inițiez, termenul lor de finalitate este cam după ce ți se termină mandatul. Deci probabil Fritz va putea spre sfârșitul mandatului să arate că ceea ce a promis se și realizează. Partea asta cu consilierii personali, ei au utilitate și o logică, pentru că primarul vine dintr-un anumit mediu, ori fiind primar trebuie să ai o viziune asupra a tot ce înseamnă orașul, asta înseamnă și parte economică, și parte juridică, și parte de arhitectură, și parte de calitatea vieții aici, incluzând sistemele de alimentare cu apă, încălzire, salubritate, transport, deci sunt multe zone în care trebuie să le atingi și este ideal să ai profesioniști în jurul tău care să te și sfătuiască cum să duci lucrurile la un bun sfârșit. Partea asta cu consilierii viceprimarilor este nou apărută, este în codul administrativ și la Petroșani este un consilier al viceprimarului. Fiind în codul administrativ, ea este legală și nu poate fi, să spun, decât utilitatea ei poate fi combătută, dar nu legalitatea. Ce să spun? Vom vedea ce se va întâmpla. E surprinzător pentru mine că timișorenii nu au acordat domnului Robu, fostului primar, votul în continuare, pentru că în timpul mandatului dumnealui, chiar Timișoara, mandatele dumnealui, mi se pare că au avut 2 sau 3, nu mai țin minte, 2 cu siguranță, poate chiar 3, Timișoara chiar a avut parte de schimbări consistente și s-au văzut foarte multe lucruri duse în zona pozitivă. Da, au fost asta câteva, e politica. Câteva lucruri au fost duse și în zona ridicolului, cum ar fi intersecția marcată cu niște marcaje, de nu înțelegea nimeni din ce, unde vor să aducă cele marcaje. Nu e vina primarului, până la urmă e vorba, exact de asta discutam. Dacă ți-ai consilierii care trebuie și pe partea asta de transport, mai ales într-un oraș cum e Timișoara, unde trebuie să ai o logică în transport și o logică în cum se mișcă lucrurile, da? E bine să ții specialiști care să ducă să facă lucrurile bune. A fost și mediatizată puternic acea intersecție cu marcaje văzute din dronă, se vedeau
în toate direcțiile, deci nu înțelegea niciun conducător auto pe unde trebuie să ia de fapt. Așa, relația foarte proastă, chiar foarte proastă a primarului Robu cu presa, însemnând faptul că Robu avea o singură, un singur canal de presă a lui propriu prin care comunica cu restul lumii, presa în majoritatea ei fiind exclusă mereu din conferințe de presă ale primarului. Dacă ți-aduce aminte faza cu primarul Robu care s-a cățărat pe scară de a tăiat cablurile de pe stâlpi într-o noapte, tot așa a fost o... Îmi pare rău să te contrazic, dar nu sunt. Eu sunt de acord cu ce s-a întâmplat. Până la urmă, primarul personal până la urmă există și o inerție a celor care cablează orașele. Da? Pentru că e mult mai ușor să tragi pe stâlpi ca să poți interveni decât să mergi... în partea cabliștilor. Eu spun că tu ca primar, este ca și cum l-am vedea pe președintele Iohannis cățărându-se pe stâlpi din București să taie, nu știu... Primarul ca și președintele un om. Nu văd de ce ar trebui să fie neapărat să aibă persoane care să taie pentru el. Dacă a dorit să o facă, mie mi se pare corect să o facă. Nu mai aibă persoane. Tocmai asta despre să vorbim astăzi, că are 6 consilieri. Ce rost mai are să aibă 6 consilieri dacă faci cele de toate? Și taie și cablurile pe stâlpuri. Da. Ei, până la urmă ăsta e rezultatul, trebuie să vedem ce o să se întâmple. Într-o logică românească am putea lua și lucrurile așa, cu schimbarea, să zic, a făcut ca un neam să cheltuie banii care vor veni din Germania. Dar, nu, să vedem rezultatele. Dacă germanilor trebuie să cheltuie un neamț, nu? Dacă tot... Timpul ne va arăta dacă avem dreptate sau nu. Uite, și Iohannis, acum nu mai e atât de iubit, dar în momentul în care Sibiu a fost capitală europeană, toată lumea avea o mare admirație pentru ce s-a întâmplat în Sibiu, cum arată Sibiu, ce s-a întâmplat, capitală europeană. Asta este, fiecare persoană are perioada de creștere în popularitate și după aceea perioada de scădere în popularitate. Bun, asta apropo și de Traian Băsescu, care, deși a avut o popularitate foarte mare, acum a ajuns săracul niște clinciuri și cu justiția și de imagine destul de consistente, care îl vă duce probabil mult mai jos decât e acum în notorietate pozitivă. Până la urmă nimeni nu e veșnic. Și întotdeauna, dacă ajungi să te cațeri în vârful unei structuri sau unei instituții sau în vârful unei situații, trebuie să te gândești la prima zi în care nu vei mai fi. Asta este filozofia pe care o agrez cu orice funcționar public, indiferent de sau demnitar, indiferent de mărimea lui, trebuie să se gândească la prima zi în care nu va mai fi. Și atunci probabil că lucrurile se vor desfășura totuși cu totul în alt fel. Bun. La Petroșani, acum 10 ani, cum bine știi, s-a inaugurat, 10 ani sau mă rog, aproximați 10 ani, 8 ani, s-a inaugurat cu mare fast Parcul Industrial Petroșani, o zonă creată pe amplasamentul fostei preparații livezeni, în care, mă rog, au fost, după câte știu, s-au investit niște fonduri europene sau habar n-am. Din ce țin minte, au fost niște bani de la Banca Mondială. La Banca Mondială. Da, pentru refacerea zonelor miniere. Din ce țin minte? Miniere, da. Deci au fost niște bani externi, oricum veniți, de amoc așa. Și mai multe firme de construcții au amenajat acolo frumos, au pus pietriș, au făcut curățenii, au nivelat, au demolat tot felul de construcții care nu și-aveau rostul, nu? Și au rămas acolo câteva construcții care și-au și proprietari, care plătesc taxe, plătesc impozite, plătesc, da, la cele construcții. În Parcul Industrial Petroșani, din câte știu eu, nu s-a întâmplat nimic. Adică nimic înseamnă că n-a venit nimeni acolo să construiască nimic. Cei care stau acolo, știu, firmele care totuși desfășoară activitatea din zonă,
aceste firme sunt prezente în acel perimetru dinainte de a se crea acest parc industrial, nu? Nu beneficiază de niciun fel de utilități din partea administrației orașului, nu? Nu știu. Nu au gaz, nu au tras gaz, nu au tras canalizare, nu? Nu, singurul lucru care este în parcul industrial este canalizarea, dar asta nu datorită faptului că s-a făcut o investiție pentru parcul industrial, ci din logica gravitației, pentru că sistemul de canalizare funcționează prin gravitație, traseul ales pentru, să spun, o anumită conductă de canalizare este prin parcul industrial și beneficiază de canalizare, dar într-adevăr, cum spui, nu este apă, nu este curent, nu este gaz, nu este drum și peste toate aceste lucruri, deci la toate aceste nu este, există o taxă de concesiune aberant de mare, de 2 sau 2,5 euro pe metru pătrat, în ideea în care un parc industrial care e finalizat la Călan sau la Hunedoara, taxa este simbolică de 0,001 euro pe metru pătrat. Clar că nu va veni niciun investitor, ba din contră, unul dintre cei care e acolo, domnul Răduca de la RFD Trans, mă rog, probabil are mai multe companii, știu foarte sigur că a vrut să își extindă afacerea în zona respectivă și datorită, să spunem, prețului, s-a mutat la Călan, logic, deși distanța este destul de consistentă, faptul că acolo nu plătești aproape nimic, ci plătești doar un preț simbolic, e un avantaj foarte mare pentru un om de business. Un parc lăsat în paragină, e adevărat că acest parc nu este neapărat numai vina administrației, că e în situația actuală. Firma care s-a ocupat de construcție a intrat în insolvență, a fost și o insolvență destul de complicată, pentru că e vorba de Petrom Service, o firmă foarte mare, cu foarte multe activități, cu foarte multe încurcături. Insolvența a fost foarte dificilă, iar până în momentul în care parcul a fost reluat din nou de administrația locală, a durat foarte mult timp să fie trecut din nou în administrare, pentru că el fusese dat în administrare pentru lucrările respective acestei firme. Ei, din ce informații am, urmează pe această nouă finanțare Just Transition să fie făcut până în anul 2024, să fie finalizat și acel parc industrial, dar totuși, până când va fi făcut la un anumit standard, da, în care să asigur toate utilitățile, cred că minimum de a face curat în interiorul parcului, unde sunt o grămadă de deșeuri, deci toată lumea basculează tot ce se poate. Aici trebuie să te opresc. De la mijlocul anului trecut, au apărut niște munți de deșeuri la intrarea în parcul industrial, probabil că la ambele intrări, nu știu, eu știu o singură intrare, unde au apărut niște munți de deșeuri, moloz și ceva de nedeschis. O să trimitem acolo o echipă să filmeze, ca să mediatizăm un pic acest subiect, să-l dezvoltăm. Au apărut niște, nu știu, ceva la modul de 100 de rabe, de 100 de încărcături sunt, blochează accesul în parcul industrial. De asta te-am oprit să-ți spun că, de fapt, a devenit o groapă de gunoi a orașului acest parc industrial. Da, deci odată este problema asta de mediu, da, care ar trebui rezolvată, indiferent ce se întâmplă cu parcul, că el va fi făcut acum, că va fi făcut peste un an, peste 10 sau peste 15, face parte din orașul Petroșani și trebuie rezolvată problema asta. A doua este problema de siguranță, pentru că acolo se fure cărbune și nu ești în siguranță în niciun moment. Aici ar trebui și poliția locală și Poliția Națională să se ocupe și de această problemă de siguranță. În al treilea rând, există în interiorul parcului un drum betonat, care ar fi foarte ușor de, să spun, el oricum nu va putea fi ca un drum nou, dar nu este nici foarte dificil să-l întreții, să fie practicabil. Să tot peste el, că nu e da. Mare. Ori exact în zonele unde au trecut acea conductă de canalizare, drumul este total inaccesibil pentru o mașină normală. Dacă nu mergi cu un jeep, e imposibil să treci pe acolo. Și ultimul lucru de care cred că ar trebui rezolvat, și aici este, să spun, sub autoritatea Consiliului Local, schimbate aceste taxe de concesiune, pentru că valoarea terenului, din ce știu eu, în acea zonă, este aproximativ 2 euro metru pătrat. Deci este total ilogic să ceri o concesiune, să ceri prețul unei concesiuni pe un an,
apropiată de valoarea terenului. Sunt niște măsuri care ar trebui luate de, să spun, cu o anumită urgență, pentru că odată acolo sunt câteva firme care au o anumită activitate și în al doilea rând mai este și problema că dacă vrei să dezvolți orașul, nu mai unde să-l dezvolți. Ar trebui partea industrială a orașului să fie direcționată încet încet înspre înspre această zonă, ținându-se cont că urmează să se tragă instalațiile și lăsat locul pentru aceste instalații. Este o zonă suficient de mare, de primitoare, poate, da, cu acces direct la DN66. Utilitățile nu sunt departe de acest parc, pot fi trase cu costuri minime, nu? Și până la urmă, pentru asta s-a creat acest parc industrial, să, da, intre, să se mute industria acolo, nu? Eu cred că e al doilea proiect care, să spun, este, să spun așa, eșuat al administrației după domeniul schiabil. Ar fi al doilea proiect care ar putea aduce o relansare orașului și care e eșuat la țărm, așa ca o balenă, așteaptă să vină apa și să poată să devină activ din nou. Mai ales că tot aproape de acest parc industrial, să spun, cumva legat, bine, nu este în administrația primăriei, dar în vechiul parc industrial al Petroșaniului, unde se afla mina Livezen și preparația despre care vorbim, Dedeman construiește un magazin de retail. Deci o anumită dinamică va exista în acea zonă. Până la urmă se va construi un Dedeman aici? Da, se deja au început să demoleze fosta fabrică Ipsurem. Sunt cu lucrurile destul de avansate. E un proiect care trenează de 4-5 ani. Acum probabil se va. Nu au găsit locația, au fost multe discuții legate de locație, unde să fie, dar se pare că până la urmă s-a găsit locația optimă și în scurt timp vom avea un magazin și probabil acolo se va dezvolta încet încet și o zonă de business, să spun, de retail și de afaceri, pentru că orice investiție de genul ăsta în spate duce la alte companii. Asta cu concesiunea, prețul concesiunii în parcul industrial este similară cu, din câte mi-aduc aminte, cu prețul concesiunii în domeniul schiabil, care tot așa are un preț aberant de mare. În domeniul schiabil, o parte din, sau mă rog, parte din domeniul schiabil are interdicție de construcție. Și atunci e logic să concesionezi în afara faptului în care ai o construcție acolo și vrei să faci o extindere, și astea sunt destul de discutabile pentru că nu se acceptă foarte multe extinderi, mai ales că există și procentul din suprafața terenului care deții cât poți construi, dar construcții noi 100% nu se fac în zona de domeniu schiabil, iar zona unde se pot face construcții nu prea este în administrarea primăriei. Sunt terenuri private care se cumpără, se tranzacționează pe piața liberă. Bun. Până la urmă, administrația are o mare vină și o mare influență și o mare vină pentru faptul că nu s-a dezvoltat zona așa cum ar fi trebuit. Ne uităm la domeniul schiabil, care suferă și cu greu pot satisface pretențiile de sporturi de iarnă în domeniul schiabil. La ora actuală nu există niște pârtii profesionale sau știu eu, niște amenajări deosebite în zonă care să facă să se atragă turiștii, dar asta e un subiect pe care îl vom discuta în alte... Vreau să punctez o altă chestie. Consiliul local Petroșan este foarte inflexibil pentru zona de business. Și o să-ți dau un exemplu. Acum, în urmă, cred că cu 2 ani în urmă, Sorin Apostu, un om de afaceri local, de real succes, putem spune, a făcut o investiție în colonie, într-o zonă la fel lăsată așa pierzaniei, o investiție consistentă de câteva milioane de euro. Ei, în cadrul acestei investiții a avut nevoie să cumpere teren de la primăria Petroșani. Ei, vreau să vă spun că faptul că Sorin Apostu a făcut investiția în Petroșani, putea să facă oriunde altundeva, da? Aduce niște venituri Consiliului Local și Comunității, odată Consiliul Local și în al doilea rând Comunității, pentru că sunt angajați acolo niște oameni care au niște venituri și își trăiesc viața în Petroșani. Acest Consiliu Local a
pus foarte mult în discuție oportunitatea acestei vânzări de teren. Aceeași problemă este și în cadrul parcului industrial. Trebuie să te opresc, este un subiect pe care vom dezvolta în emisiunea viitoare. Emisiunea noastră se încheie aici. Doamnelor și domnilor, asta a fost săptămâna la Bani Mărunți. Adrian Zvâncă, mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu pentru invitație. Până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine.